Bucovina Rădăuțe a anunțat primul transfer în perspectiva viitorului sezon al Ligii a III-a la fotbal. Este vorba despre Armand Zvichi, un mijlocaș în vârstă de 26 de ani. Originar din Rădăuțe, acesta a făcut junioratul în Italia la Novara, după care a mai jucat pentru formațiile FC Botoșani, Rapid Ciuferă Suceava și Arieșul Turda. În schimb, gruparea rădăuțeană s-a despărțit în această vară de 3 jucători. Este vorba despre Florin Chiseliță, George Parasca și Lucian Dumea. Jucătorii Bucovinei Rădăuți se află în vacanță până pe 11 iulie, atunci când este programată reunirea lotului. Noul sezon al Ligii a III-a va debuta pe 27 august într-un format cu 10 serii de câte 10 echipe.